Obiectivul general al campaniei este acela de a aduce în atenția elevilor activitățile și atribuțiile care revin Jandarmeriei Române în general și Inspectoratului de Jandarm Județean Maramureș în special, precum și conștientizarea asupra riscurilor și vulnerabilităților, a repercusiunilor la care se expun în urma unui comportament neadecvat, atât în incinta unităților de învățământ, cât și în cadrul societății civile. Totodată, scopul campaniei este de a informa elevii sau participanții în taberele școlare asupra nediscriminării, asupra asigurării drepturilor și libertăților cetățenilor și așa mai departe, precum și conștientizarea societății civile prin aceste acțiuni preventive educative cu privire la rolul pe care instituția îl îndeplinește în societate. Concomitent, promovăm și un model de conduită în societate, prin exemplul jandarmilor, precum și îndemnăm tinerii să urmeze, eventual, dacă doresc acest lucru, o carieră în jandarmerie. Coordonatorii proiectului enunțat mai devreme, din cadrul unității, sunt compartimentul relații cu publicul și compartimentul asistență religioasă. Am continuat această campanie preventivă educativă, ziceam, în comparație cu anii trecuți, având în vedere că edițiile precedente au fost un real succes. Campania se derulează în perioada 18 iunie 16 septembrie, pe perioada vacanței de vară, și de regulă, pe timpul unei campanii încheiate, trec prin mâna noastră, să zicem, peste 1000 de elevi care au participat, evident, în aceste tabere școlare. Cu această ocazie, jandarmii din cadrul diferitelor compartimente ale unității participă cel puțin o zi în tabăra școlară, unde prezintă aspectele de activitate zilnică ale jandarmeriei și, în funcție de specificul taberei, dacă este un an mediu montan, de exemplu, în funcție de specificul acesteia, se prezintă și măsuri de protecție, măsuri de prevenire, ce trebuie să fac excursionistul, de exemplu, în mediul montan, ce măsuri de prevedere trebuie să-și ia pentru a nu se expune unei situații de risc. Apreciem, din datele pe care le avem la momentul de față la dispoziție, ca și număr de participanți în taberele din această vară, că vom depăși cifra de 2000 de elevi. În cadrul acestei campanii, în cursul zilei de marți, în Cavnic, militarii din cadrul postului de jandarmi montan au desfășurat activități specifice cu un grup format din 30 de copii din municipiul București. Copiilor le-au fost prezentate reguli de conduită în mediul montan și protejarea acestuia, tehnici esențiale de supraviețuire în mediul montan, dotarea minimă obligatorie pe un traseu din munți, locul recomandat pentru instalarea unei tabere, măsuri luate în cazul mușcăturii de șerbi veninoși, precum și elemente de bază pentru consumarea apei din fântâni și văi de munte și multe alte pericole la care se expun pe timpul deplasărilor pe munte. Copiii din tabără au mai fost instruiți de către jandarmi cum să acorde primul ajutor și cum să alarmeze echipele de salvare în caz de nevoie. Plus că avem multe teme de îndrumare și teme etice și morale, patriotice, istorice. De multe ori le mai povestesc tinerilor să cunoască și istoria țării noastre și contribuția jandarmeriei la războaie, la tot ce au avut, ce avem în istorie, ca specific al armei. Pe urmă, sunt foarte importante și le plac temele cu referire la modul cum trebuie să se comporte pe munte, cum reacționează în momentul în care se întâlnesc cu animale sălbatice, cu șerbi veninoși, cu ciuperci otrăvitoare. Deci sunt multe lucruri pe care noi, jandarmii, îi învățăm lucruri pe care ei nu le știu și chiar realmente le plac și sigur că poate uneori în viață vor apela la aceste instrucțiuni, la aceste cunoștințe pe care le acumulează. Cum să intervină în caz de pericol și ei pot interveni, care este diferența între infracțiune și alte genuri de
contravențe și infracțiuni, le explicăm pericolele care pot avea, surveni datorită internetului, și acolo se derulează multe infracțiuni. Aceste tabere școlare sunt organizate în mai multe locații, stațiuni montane, precum și așezăminte, Mănăstirești, din Baia Mare, Cavnic, Târgu Lăpuș, Sighetul Marmației, Bârsana, stațiunea Izvoare, precum și alte zone care sunt stabilite pe timpul derulării campaniei